Avaria la rețeaua de alimentare cu apă a apărut acum 2 săptămâni, însă aceasta nu a putut fi remediată din cauza vremii capricioase. Societatea Comercială Servicii Edilitare îi asigură pe locuitorii orașului Mioven că pierderea de apă este foarte mică. Data de sâmbătă, 25 februarie, intervenim pentru remedierea avariei. Între orele 10-15 se va asista furnizarea apei la blocurile P8, P7 și pe urmă de la P10 la P20 inclusiv, și cartierul Clucereasa vor fi afectați de această întrerupere. Ne cer scuze pentru disconfortul creat, dar nu mai putem să mai așteptăm remedierea acestei avarii. Sperăm ca în acest interval să remediem avaria și să ne încadrăm în programul stabilit. În urma întreruperii furnizării apei potabile vor fi afectați locatarii blocurilor P8, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P3B, P3C, P3D, dar și locuitorii cartierului Crucereasa.